Centrul istoric al Brașovului este renumit pentru arhitectura medievală, însă multe dintre clădiri au nevoie urgentă de renovare. Așadar, primăria a găsit o soluție să accelereze reabilitarea imobilelor vechi care strică peisajul urban. Astfel, sancțiunile usurătoare pentru proprietarii de clădiri cu fațade degradate nu vor mai fi atât de aspre ca până acum. În plus, a fost înființată și o fundație a monumentelor istorice, care să vină în ajutorul lor. De o parte și de alta a străzilor pitorești din centrul istoric al Brașovului se află clădiri vechi de secole. Pe multe dintre ele, trecerea timpului și-a pus amprenta. Ca să încurajeze pe proprietari să-și renoveze fațadele imobilelor vechi în care locuiesc, primăria a venit cu soluții. Dacă până acum trebuiau să plătească impozit mai mare chiar și cu 500% pentru că nu au renovat fațadele, de acum sancțiunile nu vor mai fi atât de aspre. Mai mult, a fost înființată și o fundație care să le vină în ajutor. S-a înființat o fundație a monumentelor istorice care are și ca și atribuții și finanțarea sau cofinanțarea reparării fațadelor pentru clădirile care au valoare arhitecturală sau istorică. Totuși, proprietarii care locuiesc în clădiri istorice se plâng că nu au bani să renoveze fațadele degradate. Noi locuim la etaj. Da. Parterul e lăsat așa în paragină de vreo 26 de ani. De ce, doamnă? De ce? Fiindcă pe proprietarul de aici nu-l interesează, locuiește în altă parte. El când a cumpărat aici a vrut să-și deschidă depozit angro și nu știu ce alt magazin. Și uitați în ce hal arată. Puteți singură, de exemplu, să reabilitați fațada? Deci, nu-mi permit. Primăria trebuie să bage piciorul. Tare? Da, da. Că altfel nu se face treaba. E destul de trist că centrul istoric al Brașovului au rămas multe imobile în paragine. Cu forțe proprii, locatarii sau proprietari, chiar dacă sunt proprietari, pensionari cu o pensie de 1000 și ceva de lei, niciodată nu se poate renova o fațadă să se implice primăria, prin accesare de fonduri europene. Primăria a decis să vină în ajutorul proprietarilor de clădiri vechi pentru că supraimpozitarea pentru lipsa reabilitării nu dădea rezultate. Sistemul de supraimpozitare a clădirilor cu fațade degradate este în vigoare de la începutul anului 2020. Cu toate acestea, numai puțin de 130 de clădiri sunt în această situație doar în centrul istoric al Brașovului. Iar autoritățile parcă nu pot rezolva această problemă pe mâna proprietarilor. Autoritățile din orașul de sub Tâmpa s-au inspirat din proiectul colegilor bihoreni și au înființat fundația care se va ocupa de reabilitarea fațadelor degradate.